Bună, astăzi vom vorbi despre BAC. Știu că foarte mulți urmează să dați BAC-ul acum în vară. Așadar, vă voi răspunde la o întrebare foarte des întâlnită, aceea fiind cum să iei BAC-ul foarte ușor. Cel mai bun răspuns la această întrebare este să depui un minimum de efort. Eu am fost la profil uman. Am dat probele orale la limba română, engleză, pentru că am avut de ales între engleză și portugheză și, bineînțeles, competențele digitale. Aceste probe nu contează, ele apar pe diplomă, însă nu interesează pe nimeni. Tocmai pentru că am fost la profil uman, la probele scrise am avut română istorie și proba la alegere, care la mine a fost psihologie, pentru că mă pregăteam și pentru admiterea la facultate. O să le iau pe rând. La română mi-a fost cel mai ușor, pentru că am învățat din plăcere. Subiectele sunt simple la prima parte, apoi aveți de făcut un text argumentativ în care trebuie să punctați două argumente, în primul rând, în al doilea rând și în concluzie, iar la subiectul 3 aveți de comentat o operă. Este trist că avem de învățat mecanic. Dacă nu puteți învăța, încercați să scoateți câteva idei după care să vă ghidați. Încercați să știți autorul și anul în care a fost scrisă opera. Inteligența nu constă în învățarea mecanică. Unii pot reține multă informație, alții nu. Sunt mulți factori care intervin în acest proces al învățării. La cea de-a doua probă, care la mine a fost istorie, nu am învățat mai nimic. Am citit într-adevăr cu o zi înainte câteva lecții și cam atât. La această probă, dacă rezolvați prima parte, care este foarte simplă, având în vedere că trebuie să luați din text informații, puteți lua o notă destul de ok. Însă încercați să vă axați și pe partea a treia, chiar dacă nu știți anii cu exactitate sau domnitori. Încercați să spuneți câteva idei. Orice lucru în plus este punctat. Deși nu învățasem, pentru că mie îmi place foarte mult istoria, am reușit să scot câteva idei din ceea ce citisem înainte. Astfel am reușit să iau nota 8 la istorie. La psihologie, adică la proba la alegere, a fost destul de greu, pentru că am avut foarte mult de învățat. Însă am reușit să iau nota 9. La psihologie nu trebuie să spui lucrurile pe de rost. Trebuie să ai ideile tale și să le dezvolți în stilul tău. Se punctează foarte bine. Am avut colegi care au dat la psihologie bacalaureatul și care doar au citit materialul, însă au luat note foarte mari. Ideea principală este să încercați să rezolvați cât mai multe subiecte la fiecare materie în parte. Astfel veți ști cum să le abordați fără să pierdeți foarte mult timpul. Așadar, nu vă stresați foarte mult cu BAC-ul. Dacă măcar ați citit, nu are de ce să vă fie frică. BAC-ul este foarte simplu în comparație cu ceea ce urmează la facultate. Vă urez multă baftă la BAC și la admiterea la facultate. Dacă vreți să vă povestesc cum este la facultatea de psihologie, scrieți în comentarii. Nu uitați să dați un like și un subscribe în cazul în care vă place conținutul de pe acest canal. Pa, pa!